Nicolae Manolescu, stimate comisie, distinși invitați, dragi colegi, onorată audiență. Astăzi este un moment deosebit pentru Universitatea Vasile Alexandrii din Bacău, cea de acordare a titlului de doctor honoris causa domnului academician Nicolae Manolescu, un reputat critic și eseist. Astăzi trăim iar momente biblice. La nivel european, datorită Brexitului, se discută să renunțe la limba engleză ca limbă oficială și va apărea o dispută care, din celelalte limbi europene, să fie cea mai oficială limbă a Uniunii Europene. Bine ați venit la această ceremonie, la Universitatea noastră Vasile Alexandrii din Bacău, deoarece procedura necesită prezentarea comisiei de acordare a acestui titlu, dați-mi voie să citesc această decizie. Se numește Comisia pentru acordarea titlului de doctor honoris causa domnului academician profesor universitar dr. Nicolae Manolescu, Academia Română, în următoarea componență. Președinte, profesor universitar dr. Inginer Carol Șnacoschi, rector universității. Membrii, profesor universitar dr. Inginer Valentin Nedeu, președintele Senatului Universității Vasile Alexandrii din Bacău. Profesor universitar dr. Adriana Gertruda Rometea, prorector pentru programe de învățământ și activități studențești. Profesor universitar dr. Danuț Nicu Mârza Dănilă, prorector pentru programe de cercetare. Conferențiar universitar dr. Elena Ciobanu, prodecan responsabil cu managementul cercetării științifice și cu relații naționale și internaționale, de la Facultatea de Litere, profesor universitar dr. Vasile Spiridon, Facultatea de Litere, conferențial universitar dr. Brândușa Mariana Mărân și decan Facultatea de Litere. Scriitorul din România, fost ambasador al României la UNESCO, una dintre vocile de mare prestigiu și autoritate în critica și în istoria noastră literară. Profesor emerit al Universității din București, decorat cu Ordinul Serviciu Credincios în rang de Mare Cruce, cu Ordinul Steaua României în rang de Mare Cruce, cea mai înaltă distinție a statului român, și cu medalia și titlul Ofițer de Ordre de Art et de Lettre din partea statului francez. Nicolae Manolescu este una dintre personalitățile care au jalonat major viața intelectuală și scena publică din România, începând cu anii 60 ai secolului trecut și până astăzi. Contribuția domnului academician la viața intelectuală a Bacăului s-a concretizat prin participarea la manifestări literare și prin colaborările consistente și de durată pe care le-au avut cu presa culturală locală. Astfel, în anii 80 ai secolului trecut a fost titularul unei comisii de idei la prestigioasa revista Ateneu, iar apoi, odată cu interdicția de semnătură care i-a fost impusă, a preluat sub pseudonim o rubrică de comentarii sportive în această publicație. O parte dintre cele 40 de cărți scrise de domnul Nicolae Manolescu sunt repere de primă importanță în bibliografiile de specialitate ale studenților, filologi de la Universitatea Vasile Alexandrii din Bacău. Unii dintre profesorii Facultății de Litere a acestei universități au fost studenți și își continuă încă sub diferite forme colaborarea cu el. În cadrul Uniunii Scriitorilor, ca membrii ai acesteia, în juriile unor concursuri naționale de creație literară sau în circumstanțe academice, editoriale și culturale. Nicolae Manolescu a obținut toate premiile naționale posibile în domeniul literaturii, al Asociației Scriitorilor din România, al Uniunii Scriitorilor din România, al Academiei Române, al Asociației Editorilor, al multor reviste culturale, al ASPRO, precum și premiul Anonimul. În continuare, îl invit pe domnul profesor universitar dr. Vasile Spiridon să prezinte laudatio. Fiind un om foarte apropiat de domnul academician, este cel mai în măsură să dea citire acestui lucru. Domnul academician, domnul rector, stimați colegi, dragi studenți, dragi invitați. Nu voi citi nimic astăzi de domnul rector, pentru că este totul la CV, în această laudație, și plus de asta este și în limba engleză. Tradus acum nu știu cum să fac, pentru că nu trebuie să rămân așa în limba engleză. Mă rog, îmi doresc că nu prea știu limba engleză și acum chiar mă mândresc cu acest fapt, că nu prea știu limba engleză. Sunt și eu francofon, ca și domnul
domnul profesor. Și vreau să mă lăbui să-i spun acum domnul profesor, pentru că a rămas nu numai pentru mine, ci și pentru eu 57 de generații de studenți profesori, indiferent că a fost președinte de partid, indiferent că este președinte al României Scriitorilor, indiferent că ar fi putut să fie președinte al României, eu tot domnul profesor i-aș fi spus. Așa încât este profesorul nostru cu majuscul. Chiar și cei care nu au fost studenți, se pot considera a fi fiind studenții dumneavoastră. Nu voi citi nimic, am uitat tot ceea ce trebuia să spun, dacă despre a fi, știu eu, trebuie să uiți totul ca să spui de la tine cu cuvintele tale, să uiți ceea ce știi în privința culturii și să spui cu cuvintele tale, așa sunt și eu, în față în om de cultură, am uitat tot ceea ce știam despre el și voi face un portret totul și cu totul subiectiv, informațiile le găsiți pe internet, le puteți găsi oricum, dar aș vrea să jalonez câteva traiectorii ale personalității complexe a culturii române, repet, a culturii române, nu a literaturii române, care este domnul profesor Nicolae Manolescu. Nu este străin, de ce motivația pentru care este aici? Nu este străin de Bacău, prin simplul fapt să spun că timp de 30 de ani a participat la zilele culturii Călinescene. Și noi ne mândrim, județul nostru, ne mândrim cu acest fapt, pentru că timp de aproape 50 de ani, peste 250 de ani, de când pe la Unești s-au perindat cei mai mari oameni de cultură din România, cei mai mari scriitori. Și acum încep să... și acum continuăm. După aceea, a participat la zilele revistei Ateneu. A avut, după cum spunea și domnul rector, a avut o rubrică permanentă, Aperto Libro, după aceea o rubrică de comentariu sportiv, și cu alte și cu alte ocazii. Ba, mai mult, și asta a spus domnia sa la presă, anul 1989 l-a prins la Bacău, 22 decembrie l-a prins la Bacău. Fiecare a făcut revoluția pe felul său, unii la televizor, alții în stradă, alții au murit, alții au spart un bec. Domnul profesor era în tipografie. Era în tipografie, a făcut revoluția în tipografie, voia să scoată primul volum din istoria critică a literaturii române, pe care îl va continua în 2009. Ce aș putea să spun? Plecând era o idee din Teodor Kineghetos. În 1976, domnul profesor a scris o monografie introducere în opera lui Alexandru Odovescu. Și acolo știți foarte bine, în Teodor Kineghetos este un tur de forță a eseistului Alexandru Odovescu, care spune, nu m-aș putea să fac eu o prefață la un tratat de vânătoare scris de Cornescu. Păi ar trebui să încep în felul următor, ar trebui să încep în alt fel și în alt fel. Și în felul acesta, pe parcursul întregului eseu, el dă seama că nu poate să facă o introducere la acel tratat. Așa și eu, oricât m-aș chinui, cred că aș ajunge la concluzia că n-aș putea să fac o introducere pe măsură. Păi dacă ar trebui să vorbesc despre contribuția domniei sale la impunerea canonului în literatura română, canonul din totdeauna, atunci ar trebui... Invidios pe dumnealui, deoarece au putut să îi spună liber. Eu trebuie să mă conformez procedurii, deoarece din țara bunului simț am devenit țara procedurilor la ora actuală. Așa că dați-mi voie. Astăzi, 27 octombrie 2016, la propunerea Departamentului de Limbă și Literatură Română și Științe ale Comunicării, din cadrul Facultății de Litere, Senatul Universității Vasile Alexandrei din Bacău conferă titlul de doctorului honoris causa domnului academician profesor universitar dr. Nicolae Manolescu. Dreapta sau vă spune?
academician în semn de prețuire pentru întreaga activitate didactică și științifică, pentru merite deosebite în dezvoltarea învățământului superior și cercetării științifice, pentru contribuția adusă dezvoltării culturii românești, Universitatea Vasile Alexandri din Bacău conferă titlul de doctor honoris causa. Scrise și istoria Bacăului și județului Bacău.